cea mai mare nebunie pe care au făcut-o? A, nebunie? Băi, nu prea, să știi, nu, sunt așa de cuminți toți. Nivel 7. Tutor, swap, double, juggle, spike. Oh! Aplauze pentru Justo, câștigătorul de azi, dar concursul, bravo lor! Cu un trip de la mondial. Orice se întâmplă în tabăra asta, da, până și pedepsele, totul ține de, de kendama, știi? Adică cine se duce, unde se duce, dacă dă tricul a plecat, dacă nu mai stă. Dar pedepsii cu staia asta la kendama. Da, cine... Cui am tăiat data la kendama? Uite. Adică ei sunt pedepsiți, știi? Adică de câte ori aveai o greșeală, adică pe genul nu ești în camera ta, ai făcut gălăgie după ce i-am băgat la culcare, am intrat peste ei, i-am pus să țină kendama așa sus și le-am tăiat ața la kendama, le-am luat și bilele, ca să n-ai bucurie să mai joace. Și ce zic de nebunia asta cu kendama care v-a prins? Ai mei chiar sunt bucuroși pentru că eu practic kendama de la 13 ani și pur și simplu pentru ea a fost o ușurare că am lăsat calculatorul și am lăsat tot doar pentru kendama. Adică eu personal n-am mai deschis un calculator de la 15 ani, nici măcar să mă uit pe net ceva. Stăteam doar kendama și așa când vreau să mai văd ce e nou, intru dacă pe telefon, stau maxim 10 minute și după aia fac orice altceva în afară să mă joc pe calculator sau pe telefon. La mine n-a fost așa, eu eram într-un parc cu rampe și acolo mă deam pe o trotinetă. Și am văzut că avea un puș de o kendama și am zis să încerc și eu. Am încercat, am stat în 5 minute, m-am jucat, am dat mișcările de bază spre mirarea mea. După aia m-am dus acasă, am zis să-mi comand și eu una. Mi-am comandat și eu una acum un an jumate și de atunci mă joc în continuu. Voi toți sunteți juriu. Concurenții la freestyle de azi sunt Schuster și Tsonghi, care poftim în scenă. Fiecare... Acolo, acolo. Fiți atenți, fiți atenți. Băi, fiți atenți. Fiți atenți, fiți atenți. Fiecare are câte o încercare, da? Nu. Voi toți decideți care a fost mai tare, mai spectaculos, mai, da? Dar știți cum? Hei! Atenție! Știți cum se face treaba asta? Eu număr. 3, 2, 1 și tu voi arătați în stânga pentru Schuster sau în dreapta pentru Tsonghi, da? Cine e primul? Schuster e primul, hai! Uitați-vă bine la ce face Schuster, da? Hai, Schuster, dă-i drum! Mă bată, mă. Uitați-vă bine că voi decideți care câștigă tura întâi. Oh, iară. Ok, să-l vedem pe Tsonghi acum. Nu iară. Uitați-vă bine. Bun. Ok. Stai și stă în partea. Stai în partea și stă. Și acum. Atenție, da? Cu mâna arătați încolo sau încolo, da? 3, 2, 1 și... N-am înțeles nimic. Bine, atunci facem altfel. Care vreți să câștige din ei doi, o să facem cu aplauze, țipăte sau ce vreți voi. Unde e gălăgia mai mare, la câștigă, da? Aplauze pentru Schuster! Ok. Hai să vedem pentru Tsonghi. Perfect! E greu. Da!
Bun. Așa. Bun. Hai să vă spun ce a câștigat. A câștigat dreptul să stea în picioare în timp ce Schuster bagă 20 de flotări. Numărați! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, bine, Schuster! 6, 7, 8, 9, 10, bine, Schuster! Bravo, Schuster! Bica! Molca! Bica! Indama! Bica! Molca! Bica! Indama! Bica! Molca! Și acum s-au ciocanele ea. Perfect! Cere bani, așa! El cunoaște de aproape de ce? Pentru că ea îi știe după nume, ea a trebuit să completeze toate fișele, legătura cu părinții a avut-o Elena și vă dați seama că... Mai mult sau mai puțin a trebuit să educăm și părinții, unii sau alții. Două telefoane, unul de birou, unul al meu personal pe care știu părinții și sună în continuu, non-stop. Ce face? Dar a mâncat? Dar n-a mâncat. A ieșit afară? E puțin frig. I-a zis colegul că el face nu știu ce. De ce nu-i spuneți că și-a pierdut kendama? Domnul, dar mă sunați, îmi spuneți că băiatul ăsta și-a pierdut kendama? Nu vă supărați. Dacă sună fiecare cel puțin o dată, e deja nu am mai timp să mă ocup de copii. Și încercam să zic, mai stați așa, că mai am trebuit să mă ocup de copii. Avem copii care au bătut recordul, au plâns câteva nopți la rând, toată ziua. E super, genial, ne distrăm la noapte în cameră, 8 ani. Și ieri a fost prima noapte în care n-a plâns. Și am fost, m-au felicitat părinții, a zis, nu știu ce ai făcut acolo, dar mulțumim, foarte tare. Ceea ce e foarte bine, că am încercat cumva să, na, ești un psiholog bun, cred că aici, asta e prima de bază. Cu toții, și noi, și ei, cu siguranță vom avea foarte multe amintiri, pentru că ăstea rămân. Acum ne bucurăm de moment, poate nu știm să ne bucurăm atât de mult de aceste momente, dar cu siguranță peste ani vor fi niște amintiri incredibile și pe mine mă roade așa curiozitatea să văd ce vor ajunge fiecare din ei și dacă peste ani ne vom revedea sub altă formă. Cu ciocane, cu ciocane, cu ciocane batem tot. Cu ciocane, cu ciocane, să mai zice, să ne vezi pe biciclete, cu ochii după fete, trece mereu pe verde, la cruci dama, dama, la mamă este sete, auzi și vă trompete, regina mea șuete, cu chin, dama, dama. Acum trăim cu ei și sunt cu ei tot timpul, v-ați revăzut pe voi în copilărie? Dacă aș face profilul cerebel în copilărie, ținând cont că doamna educatoare, adică mama este șefa, eu nu prea puteam ieși din cuvântul mamei, dar când am scăpat de mama, m-am făcut mai mare și am plecat singurel în tabără. Printre ei am regăsit niște momente care le-a marcat și cerebel. Milan te numești. Nu este atât. Este foarte famous. Da, Milan este famous, dar el este destul de e la o extremă, nu. Eu eram și de lea și de lea, adică dacă era de bine, era de bine, dacă era de rău, era de rău, dar nu puteam ajunge la o extremă. Eram acolo, așa, când vrei să mă urăști, de fapt mă iubeai și când vrei să mă iubești, de fapt mă urai. Adică, asta-s eu. Eu am fost super cu minte, îmi pare rău. De-aia te-am luat. Ce nebunii ți-aduce aminte din copilăria ta? Care e cea mai trăznită? Legat de tabere? De tabere, de copilăria ta în general. Recunosc că am făcut toate boacanele copilăriei de la A la Z, fără excepție. Dar cu toate astea mi-am luat și coronițele și diplomele de locul întâi la școală când trebuia să merg la școală. Am făcut și performanță printre hobby-urile cu care nu știu, pe care le aveam la vârsta respectivă. Dar, nu știu ce exemple să vă dau, că sunt de toate, adică am fost cu Palatul Copiilor la Năvodare ani de zile în tabără, că era despre dans. Și îți dai seama că în momentul în care eram destul de mare, îți seama că noaptea trebuia să doarmă toată lumea, noi Argeșul nu dormeam, noi eram în mare, aveam baie pe timp de noapte în mare, știi? Și a doua zi cine era la care în
short de baie pe frigul ăla de dimineață. Bună, David. Cine era? Noi eram, care făceam flotări, Argeșul era la platou. Cine era cap de răutăți? Eu și încă doi băieți. Ce să fac dacă sunt o portavoce și sunt ascultat? Nu e vina mea. De câte ori ți-ai spart capul? De câte ori ai căzut de pe casă sau din asta? Păi la 4 ani am căzut un canal în cap, într-un canal mare, nu canal ăsta de care știți voi. Am căzut în cap, pur și simplu, nu știu de ce. Am mai dat cu capul, că dacă am fost activ, super activ, dă seama că am mai dat cu capul toate prostiile, îmi plăcea să sar de pe toate înălțimile, să alerg, alunecam, ajungeam și la bătaia din spatele blocului la nivel de copilărie, știi? De toate, na, ce vrei? De la Șotron la Pitita și de la Dallas la... ce mai era? La Piovra. Și era replica la geam, mama lui Cerebel, pe Eddie, că nu era Cerebel la momentul. Eddie. Tati, mama lui Eddie, Eddie ne-a tăiat mingea, Eddie nu ne dă mingea, Eddie când iese afară. Am avut de toate, îți dai seama. Nu prea puteam să fac prea multe, că făceam de râs pe mama și mama nu e de joacă. Cu mama nu e de joacă. Cum era Elena în copilărie? Viața mea a fost dans, școală, acasă, teme. Nu prea am apucat să fac boacăne, de-aia nu știu să mă dau cu rolele, nu știu să mă dau cu bicicleta, nu știu să mă dau cu toate. Am învățat să meargă cu bicicleta acum cu Alessia. Da, am învățat cu Alessia. Am învățat pe role un pic, dar mai exersăm, poate ne iese. Uite pe hoverboard acum, adică tip-til învață și ia odată cu Alessia. Da, nu prea am avut așa copilărie, n-am fost niciodată în tabără, asta a fost în premieră pentru mine. N-ai fost în nicio tabără? Păi la mine erau cantonamente, la mine nu era tabără de distracție, era doar de antrenamente, 8 ore pe zi, dă-i tată. De-aia ne potrivim, știi că noi suntem plus minus. Dacă mâine plecăm, avem un pic și plecăm în vacanță, abia aștept. Doar noi trei, telefoane închise. Unde plecați în vacanță? Nu avem... destinația noastră de suflet, Spania. Da, nu avem destinații de-astea exotice, de dat la TV, paparațeală și așa. Noi mergem unde ne place nouă mult, în Spania. Avem un locșor acolo unde mergem și de-abia aștept să mă duc în piscină cu Alessia, de-abia aștept. Și să nu sune telefonul, să stau liniștit. Nu prea cred că nu o să sune telefonul, dar o să încercăm. Mulți părinți te vor suna tot pe tine, cu toate că tabăra se termină. Știi, dragi părinți, cu această ocazie vă anunțăm că tabăra s-a terminat. Nu aveți de ce să ne mai sunați, decât dacă vreți să ne felicitați că a fost bine, sau dacă cumva vă gândiți să vă trimiteți copilul și la anul, haideți să așteptăm la anul. N-am mai fost în concediu de foarte mult timp și atunci e momentul ăla, da, pentru noi trei, să stăm noi trei, că ne este dor unul de celălalt, fiindcă degeaba stăm împreună non-stop dacă oricum muncim. Ai făcut, nu, ai rezolvat aia, nu, dar de fapt n-am mai fost la un film noi doi. Când ați avut ultimul moment așa doar pentru voi, fără Alessia, care e 24 din 24 cu voi? Puse mamă și se duse. Și liniștea se așeză pe creierii noștri. Nu mă știu, de seama, că nu prea putem merge tot noi doi separat de Alessia, e foarte greu. Nu avem nici timp și e și greu că, na, Alessia e cu școala, e complicată treaba asta. Da. Și când mergem, mergem împreună, pentru că și așa nu ne vedem, și așa suntem atât de agitați. Și nu avem timp să mergem și separat, și cu familia, și e greu. Dar, nu știu, poate, na... anul ăsta când facem 10 ani de când ne știm, în 2018 facem și noi 10 ani de când ne-am luat și mergem și noi în luna de miere la anul, o pregătim de aici și... Ai programat vreo Alessia sau vreo un Alessis? Păi nici Alessia n-a fost programată, să știi. Așa că dacă vine vreun coleg sau vreo colegă la Alessia, vine când vrea... când vrea bărbosul. Bărbosul. Și Elena zice, Doamne ferește! Nu, să știi că nu... n-am făcut plan că nu vrem sau că vrem. Nu, am lăsat-o așa să fie. Eu sunt singură până și mie îmi place la nebunie. Nu înțeleg de unde. Eu sunt super bine. N-ai fost tot trist așa să n-ai cu cine să împarți, cu cine să te ceri, cu cine... De ce să împart? Trebuie să încheiem acest interviu pentru că mi-a paralizat piciorul stâng și am de mers până la masă. Adică vrei să zici că eu sunt grasă? Nu, iubita mea, mi-a paralizat că m-am mers pe un cui. Yeah.
revedere, tamără dragă, la revedere, noi plecăm. Să știi tu, dragă, ce rău ne pare și cât de mult noi regretăm. Poate-l învățați.